despre profesorul Ciobanu sunt extraordinar de multe lucruri de spus. Mi-e greu să vorbesc despre profesorul Ciobanu la trecut. Un mare profesor și un mare prieten. Nu vreau să fac acum o evocare a întregii activități a profesorului Ciobanu, totuși nu pot să trec cu vederea faptul că a format 43 de generații de studenți. Profesorul Ciobanu trăiește, este viu în inima și în sufletul nostru. În toată această perioadă a făcut dovada unui har excepțional de pedagog. În primul și în primul rând ca profesor și în același timp ca om. Spuneam și în micul meu discurs în fața studenților că, din nefericire, mulți dintre studenți nu au avut posibilitatea să-l cunoască și ca om. L-au cunoscut ca un profesor extraordinar, un profesor pe care toți care am trecut prin facultatea de drept ne bucurăm că l-am avut profesor. Eu m-am simțit întotdeauna onorat de faptul că după terminarea facultății am putut să fiu alături de dumnealui în cadrul facultății. Bunătatea lui cred că a fost cea mai importantă armă pedagogică pe care a folosit-o nu numai cu studenții, ci și colegii lui. În calitatea dumnealui de decan, a încercat întotdeauna să fie aproape de atât de cadrele didactice tinere, pe care ne-a încurajat în permanență să scriem, să ne dezvoltăm cariera, cât și aproape, foarte aproape de studenți. Era un om foarte bun, cu un suflet enorm. Trecerea lui la cele veșnice este evident o mare pierdere pentru dreptul românesc. Profesorul Ciobanu a avut o contribuție foarte importantă dincolo de granițele facultății la revizuirea vechiului cod de procedură civilă, la elaborarea noului cod de procedură civilă, a fost președintele comisiei de elaborare a noului cod de procedură civilă, la consolidarea curții constituționale prin contribuția sa timp de 9 ani ca judecător, prin aportul pe care l-a avut la prestigiul arbitrajului din România, a fost și arbitru și președintele curții de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din România. Toate acestea sunt întregite de faptul că timp de 8 ani profesorul Ciobanu a fost decanul facultății noastre și prin contribuția lui ca decan, această instituție și-a dobândit un prestigiu nu doar la nivel național, pentru că l-avea, dar și la nivel internațional. Este practic cea mai importantă instituție de învățământ superior juridic din România, iar profesorul Ciobanu va rămâne în continuare, chiar dacă acum a trecut în eternitate, va rămâne și alături de noi în continuare prin tot ceea ce a făcut în această facultate. E un moment trist, e adevărat, dar dumnealui era o persoană optimistă, o persoană care, încă o dată, dincolo de cariera extraordinară din punct de vedere științific și pedagogic, a îndeplinit funcții în stat, a fost un profesor extraordinar, a fost un decan extraordinar al facultății, ne-a transmis niște principii de viață foarte importante. Pentru Școala Românească de Drept, pentru noi, foștii dânsului studenți, colegii dânsului și pentru generațiile de studenți pe care le-a îndrumat, după cum este o pierdere evidentă și pentru generațiile care nu vor mai avea șansa să-l aibă ca profesor. Eu cred că profesorul Ciobanu de acolo de sus, din ceruri, ne privește și cu severitatea ei cunoscută, dar și cu bunătatea ei cunoscută, se așteaptă să-i urmăm sfaturile cu care ne-a îndrumat pe toți de-a lungul vieții. Dumnezeu să-L odihnească!